Dragi prieteni, bine ați venit acasă, nu corbinilor. Azi avem dragobete, sărbătoare foarte veche, poate știți toți, trebuie să știți. Încă de pe vremea dacilor. No, dragobetele ăsta era un băiat foarte iubitor, foarte fierbinte, foarte seamănă pe mine așa cu femeile. Și mai costum ca și fiul babei Dochia, ca să o zic de Dochia. Îi mai spune și sărbătoarea păsărilor, pentru că acum se împerechează păsării anunțând primăvara. Urmând tradiția mai mare cetății noastre, excelența domnul primarul Tangu Bozanu a considerat că trebuie să continuăm mai departe și peste ani căsătorii, zice, să de probă. De fapt, căsătorii din tradiție, că de probă sunt nu știu cum. Și atunci dânsul va face oficiile de casă mai departe. Ce a remarcat singurul an care băieții văd că mai zâmbesc cu pic, că erau toți simbărați, de femei n-am ce zice, ele râd de numai. Așa, să nu mai simt, poftiți cu curaj. Bine ați venit în cetatea Hunedoarei și în castelul Corvinilor. Suntem mândri că ați ales să sărbătoriți o zi anume a poporului român, ziua de dragobete. Sigur că da, am împrumutat în anii din urmă de la alții tot felul de zile, dar iată că de această dată, la Castelul Corvinilor, avem multe cupluri care doresc să își unească destinele pentru o zi și, de ce nu, ulterior, pentru toată viața, de dragobete. Și o să dau citire primului certificat de căsătorie pentru o zi, al, noi spunem, prințul. Prințul Cezar și prințesa Alina. De bună voie și nesilit de nimeni. Prințul Cezar, ei căsătorie pe prințesa Alina? Asta nu ce oameni bun. Da. Nu am auzit nimic. Deci da. 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 Prințesă Alina, de bună voie și nesilită de nimeni, iei în căsătorie pe prințul Cezar. Da. Și numele sunt foarte predestinate. Aș vrea să vă întreb înainte de a vă spune și un da categoric. De unde veniți la castelul nostru? Eu din Arad. Din Arad? Eu. Deci, din Hunedoara. Ei, ca atare, astăzi am hotărât, în ziua de dragobete, de bună voie și nesiliți de nimeni, să vă unim destinele timp de o zi. Să vă dorim multă sănătate, dragoste împlinită și multă fericire. Și totodată să vă poftim să vizitați castelul nostru, pentru că tot ați ajuns aici, și să vă bucurați de ceea ce înseamnă Castelul Corvinilor. Felicitări! Mulțumim! Și pahar de șampanie. Și certificatul. Lucru cel mai important. Certificatul. Și noi vă mulțumim. Și vom merge mai departe cu aceleași emoții. Armane Dan. Mulți vizitatori cu asta. Craiova, ce aproape, excelență! O țin de munte, o țin de câmpie și dăm în Craiova. Se pregătește pentru meciul de seară. Stau eu și mă gândesc, oare n-ar putea el să iese afară să parcă ne stăm mai bine așa. Împlăniți. Păi uite, are harele astea. Și prințesa de unde este? Tot din Craiova. Deci un poplu din Craiova, din cetatea Banilor. Nu zice asta de un pic de munte, un pic de așa, dar nu știu. Da, copii faini. Bine ați venit la Castelul Corvinilor. Așa cum am spus și mai înainte, în fiecare an sărbătorim cu ajutorul cuplurilor care doresc să-și unească destinele pentru o zi, sărbătorim ziua de dragobete. Și suntem deosebit de onorați că astăzi avem un cuplu din cetatea Banilor.
prințul Daniel și prințesa aici sunt. Mihaela. Aici sunt, dacă nu vorbim de Daniel. Aici sunt. Care era vorbim de această dată? Ziceți-i mie. Prințe Daniel, de bună voie și nesilit de nimeni, iei în căsătorie pe prințesa Mihaela? Da. Eu am auzit că sunt mai aproape, dar ce zis? Avem doar că am auzit. Da. Așa. E foarte, foarte hotărât. A zis că da, să știi. Și am folosit la galerie sau unde, da? Prințesa Mihaela, de bună voie și nesilită de nimeni, iei în căsătorie pe prințul Daniel? Da, apăsat. Da. Emoționată, zonată. Emoționată. Și dacă era o emoție, vine și căsătoria de o zi, dar cu siguranță, dragostea voastră va întâlni mult mai mult decât o zi. Și am hotărât că astăzi, în ziua de dragobete, să vă unim destinele timp de o zi. Putem să spunem că sunt căsătoriți de o zi. Felicitări! Ca să nu uităm din nou certificatul de căsătorie. Și Biker de-al nostru, hai să lasă, nu trec eu fața mea. Atunci pot să stai mai la lateral. Nu pot să stau să mă lipesc deloc. Un cuplu chiar din oraș, da? Din Deva. Deva, Medoara, suntem foarte aproape, care au ales să-și unească destinele pentru o zi de dragobete la Castelul Corvinilor. Și avem și o emblemă frumoasă cu Corvin, deci este clar că colegul nostru din Deva este îndrăgostit deja de Castelul Corvinilor. Da, sunt parte dintr-un club moto, Corvinilor Riders. Ne bucurăm să auzim aceste lucruri și fiecare moment pe care voi îl creați este decât o publicitate făcută și acestui castel. Și vă mulțumim asta pentru asta. Și atunci vom trece la acest mic ceremonial. Prințe Daniel, de bună voie și nesilit de nimeni, iei căsătorie pe prințesa Anca? Da, și nu doar pentru o zi. E? Bravo, bravo! Bravo. Prințesa Anca, de bună voie și nesilită de nimeni, iei căsătorie pe prințul Daniel? Da. Da. La fel de apăsat. Onoarea este de partea noastră să oficiem această căsătorie și așa cum a spus prințul Daniel, de ce nu, nu doar pentru o zi. Și am hotărât că astăzi, de ziua, în ziua de dragobete, să vă unim destinele. Eu, ca și conducător al orașului, vă declar căsătoriți. Felicitări! Paharul de șampanie. Cealaltă. Da? Firul. Felicitări. Și mergem mai departe cu un alt timp. O să-i întrebăm de unde vine. Eu de unde doar. Eu, de la Ovi Valea Juri, cetățeanul acestui oraș de 4 ani de zile. De 4 ani? Din? Nu ne doar. Prințul Iuliaș Flavius, de bună voie și de ținut de mine, iei în căsătorie pe prințesa Delia Ana. Am auzit din cauza fratele meu, mai apăsat? Da. Da.
folosit daurile foarte, foarte convingător. Și eu. De să te ia de bună voie și nesfrită de nimeni. Iei în căsătorie pe prințul Iulian Flavius. Da. Vă dau de o parte care să... Așa cum am hotărât împreună și am hotărât și noi ca astăzi, în ziua de dragobete, să vă unim destinele pentru o zi. Vă felicit și vă doresc dragoste eternă. Felicitări! Și de această zi, mulțumim. Avem emoții și noi? Da, excelență. Un alt cuplu. Câte cincă și mă de braț. Eu mă tras din mână, hai cu mine, hai cu mine. Bine și îndrăgostiți. O, emoții, are emoție și caută un punct de sprijin. Și de unde veniți? Eu sunt din Călăraș. Din Călăraș. Și dumneavoastră? Din Petroșani. Iată că nu doar vecinii noștri de la Deva sau de la Petroșani vin în această zi deosebită la Castelul Corvinilor. Avem o tânără domnișoară, o tânără prințesă din Călăraș. Și vom începe cu prințul Sergiu Marian. De bună voie și nesfânt de nimeni, iei căsătorie pe prințesa Daniela Elena. Da. Da. Mai tare, am zis, da. Mulțumesc de clar că vreau. Să fie mai hotărât, da? Prințesa Daniela Elena, de bună voie. Da. Ceea ce demonstrează încă o dată că prințesele sunt mult mai hotărâte decât prinții, da? La război erau hotărâți. Da. Căsătoria mai greu, nu? Da. Aveam eu a scăpat astăzi și mergem mai departe. Și am hotărât ca în ziua de dragobete să vă unim destinele pentru o zi și vă declar căsătoriți. Felicitări! Ceea ce demonstrează că ziua de dragobete este cunoscută peste tot, nu așa cum cred unii, și iată câte cupluri minunate au venit astăzi la Castelul Corvinilor pentru a-și uni destinele pentru o zi. Prințe Daniel, de bună voie și nesilit de nimeni, ei în căsătorie pe prințesa Dariana? Da. Hotărât de data asta. Am jucat un pic mai mult, dar am zis că da. Repetiția cea mai bună. De remarcat. Eu sunt Dan sau Daniel. Da. Peste tot începe include. Pentru că este dragobete, da? Ce tot. Mai iubăresc. Da, ce mai iubăresc. Prințesa Dariana, de bună voie și nesilită de nimeni, ei căsătorie pe prințul Daniel? Da. Foarte, foarte apăsat. Bravo. Mergem mai departe, da? Ei, Daniel și Dariana au hotărât că astăzi, în ziua de dragobete, să-și unească destinele pentru o zi. Iar noi, evident, că nu ne putem opune și spune la final că sunt căsătoriți pentru o zi. Felicitări! Și avem și certificat de căsătorie. Un alt cuplu care a venit din
Craiova. Din Craiova. Din Portugalia. Și Portugalia. Iată că de această dată avem o poveste și mai deosebită. Un prinț din Portugalia și o prințesă din cetatea Banilor. Craiova. Ce poate fi mai frumos decât asta? Și atunci, ducând povestea mai departe, îl întrebăm pe prințul Ricardo. De bună voie și nesilit de nimeni. E hotărât? Poate limba nu înseamnă altceva, de aia. Sport by her? Poate în căsătorie pe prințesa Silvia? Da. Știe ce se întâmplă, da? Yes? Yes. Yes. Prințesa Silvia, de bună voie și nesilită de nimeni, e în căsătorie pe prințul Ricardo? Da, și silesc dacă e ca. Și pentru că ați hotărât acest lucru de comun acord, în ziua de Dragobete, o să vă unim destinele pentru o zi. Vă declar căsătoriți pentru o zi. Și pu, felicitări! Cum ce pu, bă, și certificatul? Felicitări! Doamne, doar un lucru de dragostiți. De unde veniți? Din Rupeni. Din Rupeni. Tot din Rupeni, da? Și transmiteți la prima răspăriță că astăzi am căsătorit mai mulți din Rupeni. De ce? Am căsătorit în Rupeni. De ce la Rupeni? Și atunci, prințul Năluțu din Lupeni e în căsătorie pe prințesa Marinela, tot din Lupeni. Da. Prințesa Marinela, de bună voie și nesilită de nimeni, e în căsătorie pe prințul Năluțu. Ca atare, a hotărât de comun acord că astăzi, în ziua de Dragobete, să vă unim destinele pentru o zi. Și nu numai. Vă declar căsătoriți. Felicitări! Felicitări! Dar de ce nu ocupă? Nu știu, că se reabilitate. Hai să nu fac.
Hunedoara. Din? Hunedoara și Bârlat? Hunedoara și Bârlat de această dată. Și Bârlat de asta. Iar sunt de multe, o să te dea un pic de lucru. Suntem peste tot acasă. Ați fost acasă, rog. Da. V-a plăcut? Foarte mult. Mă bucur. Prințe Alexandru, de bună voie și nesilit de nimeni. Ei căsătorie pentru o zi și nu numai pe prințesa Ana Maria. Da. Convingătorii, bine? Da. Nu mai departe. Prințesa Ana Maria, de bună voie și nesilit de nimeni. Ei căsătorie pe acest prinț al ținutului Hunedoarei Alexandru. Da. Pe un acord, hotărând ca astăzi, în ziua de dragobete, să vă declarăm căsătoriți pentru o zi. Dar așa cum văd pe figurile voastre, sunt convins că acest lucru va dura mult, mult timp. Vă declar căsătoriți. Felicitări! Mirela Ramona? Da. Hotărât? Șef, bărbat, doctor. Și minul ăsta îți dau, domnșoara de bărbatare. Prințesă Mirela Ramona, de bună voie și nesilită, iar de nimeni. Ei în căsătorie pe prințul Zoltan. Da. Ne bucurăm că am oficiat această căsătorie de o zi, ce-i drept, pentru prinții și vecinii noștri din cetatea Denei. Și pentru că ați fost de acord, nu putem decât să fim și noi de acord. Ca tare, vă declar căsătoriți. Felicitări! Bravo. Prințesă Ioana, de bună voie și nesilită, nesilită de nimeni. Ei căsătorie pe prințul Florin? Da. Aha. Deci aceste daune sunt mult mai clare decât cele de la starea civilă într-o zi normală. Da, tare a hotărât că astăzi, în ziua de dragobete, să vă unim destinele pentru o zi și să vă declar căsătoriți. Felicitări! Și-a ajuns Andrei și Simona. Da, mă, cheamă-l Andrei.
cine am vrei? Da. Mai lateral. Te-am auzit? Ascultă ce-a spus exigența sa. Nu despre el era vorba. De unde sunteți? Din Hunedoara. Din Hunedoara. Hai să sunt tu care te mulțumesc. Spune unde că... E că ia ce pătaie. Mai departe un pic, te rog. Așa. Of, că nu mai vede mic. Sta așa aproape, că am eu grijă acum, da? A, da. Prințe Andrei, de bună voie și nesilit de nimeni, iei căsătorie pe această frumoasă prințesă, Simona? Da. Fost convingător? Da. Deci poți să vrei mai departe, da? Deci prințesă Simona, de bună voie și nesilită de nimeni, îl iei căsătorie și nu-l mai lași pe prințul Andrei? Da. Ok? Da. Bun, atunci. Armare, da? Da. Am hotărât că astăzi, de ziua de Dragobete, să le unim destinele acestor tineri frumoși pentru o zi și nu numai. În aceste condiții, vă declar căsătoriți. Și felicitări! Destinele timp de o zi. De unde veniți? Din Sebeș și din Alba. Aproape de noi, dintr-o zonă foarte frumoasă, o cetate deosebită. Și pentru că ați ales Castelul Corvinilor în această zi deosebită, o să vă spunem că și castelul nostru este la fel de faimos ca și cetatea din Alba Iulia. Și vă mulțumim că ați venit în această zi deosebită, tocmai aici, la Castelul Corvinilor. Prințe Bogdan, fără emoții. Vedem-ne la cealaltă ceremonie. La cealaltă. Dar acum, de bună voie și nesilit de nimeni, iei căsătorie pe prințesa Cristina? Da. M-ai hotărât așa? Da. Asta e repetiția. Prințesă Cristina, de bună voie și nesilită de nimeni, iei căsătorie pe prințul Bogdan? Da. Iată că sunt îndeplinite... Hazmane, te rog, aici. Ești atent, da? Iarăși vrei să furi o prințesă, după câte am văzut. Păi după... Auzi că nu pleacă, rămâne cu mine. Sunt îndeplinite condițiile... Ce condiții? Cum? Pentru a-i putea declara căsătoriți pentru o zi. Felicitări! Ai pierdut! Acum... Felicitări! Ție felicitări! Și acum o să iau și... O să iau și certificatul de căsătorie. Silviu și Manuela. Acum pot să stau. Pot că-i fică mea și ele. Eu le dau voi. Da, sigur, da. Am emoții acum. Vii tu să citești de aici. Nu, citim de asta. Să citești. Vreau eu, da. Pentru că ați ales această zi deosebită, o face deosebită plăcere să citesc certificatul dumneavoastră pentru căsătoria de o zi și să ne întresc pe prințul Silviu. De bună voie și nesilit de nimeni,
chiar de nicăieri căsătorie pe prințesa Mamela. Da. Cam încet după părerea mea, că se poate ina. Și mă clar la prădată. Da. Așa. Da. Prințesa Mamela, de bună voie și nesimită de nimeni. Măcar de tată. Ieri căsătorie pe prințul Silviu. Da. Consider că au fost îndeplinite condițiile celor doi de la pentru a vă declara oficial căsătoriți pentru o zi. Felicitări! Pot săluta prințesa. Iarăși prea puțin. Și atunci vă spun povestea certificatului de căsătorie, care va însemna mult pentru voi și cu siguranță nu doar pentru o zi. Îi găsește așa frumoși. Am eu harul ăsta de găsit. Deci umedorenii sunt chiar frumoși. Și mai ales pentru că. Prințe Andrei, de bună voie și nesimit de nimeni. E da. Căsătorie, da? O iau căsătorie. Pe cine? Pe prea frumoasa domnița Andreea. Bravo, felicitări! Cine putea să spună acest lucru mai frumos decât el? Prințesa Andreea. Zic că te-am lăsat. De bună voie și nesimit de nimeni. E în căsătorie pe acest frumos prinț Andrei? Da. Consider că au fost îndeplinite condițiile necesare pentru căsătoria voastră. Da și un da. Și atunci o spun și eu. Da, de acord. Și sunteți căsătoriți pentru da. Felicitări! Bă, dar mai vreau să mă facem o sus. Prințesa Cătălina, de bună voie și nesilită de nimeni.
după un lung periplu din țara românească, în Transilvania, ajungând la Castelul Corvinilor, ei în căsătorie pe prințul Alexandru, da. Consider că cei doi veniți din țara românească au îndeplinit condițiile pentru a-i declara căsătoriți pentru o zi. Felicitări! Aduceți aminte cu acest certificat că ați fost la Castelul Corvinilor. Felicitări! Suma de trebuie, are de să povestim, să arătăm de ce vrei. Scuze, excelență, am uitat că m-a luat domnița și era prăzătoare, m-am pierdut deja. Dar am înțeles ce toți am m-am trebuit așa frumos. Da? Pe o dată. Chiar ce-i din oraș. Chiar și Rimu. Chiar și Rimu. Aaa, să participe și la lume. Prima nu participă. Ok. M-a lipsit. Darius. Ei în căsătorie, de bună voie și nesilit de nimeni. Adina. Da. Tot așa ca nu. Prințesa Adina, de bună voie și nesilit de nimeni. Ei în căsătorie pe prințul Darius. Considerând că au fost îndeplinite încă o dată condițiile pentru această căsătorie de bunăvoie și vă declar căsătoriți. Felicitări! Certificat de căsătorie pentru o zi. Tamaș Blidar. De bună voie și nesilit de nimeni. Ei căsătorie pe Laszlo Ergebe. Am zis bine? Bine. Bine. Laszlo Ergebe. De bună voie și nesilită de nimeni. Ei căsătorie pe Tamaș Blidar. Iger. Îi declarăm căsătoriți, fiind vecinii noștri de aproape de aici. De la Seghet? De la Seghet, da? La Seghet. Ok. Păcat că n-am avut un vorbitor de limba. Nu am terminat. N-am terminat. Mergem mai departe.
În fiecare an de la Dragobete îi căsătorim pentru o zi. Să nu mai zic că mă dau la fete, iată cum vreau. Ce e mai important? Fiecare an, adică nu doar o zi stați și pe urmă iară și o luă de la capăt, da? Aveți deja 11 ani. Aveți deja 11. Ce zici? Ne apucăm de treabă? E frumos, 11 ani și... Văd că ține. De 200 ani, 11 ani, va fi ceva frumos. Bine, de picior. De acum că 20 ani... L-ai convins greu? Nu. El te-a convins să veniți acum. Și acum, atunci. Prințe Sebastian, de bună voie și nesilit de nimeni, e în căsătorie pe prințesa Denisa astăzi. Da. Da. Prințesa Denisa, ți s-a părut convingător? Da. Da, dar de ce te-ai răsit așa? Nu erai sigură de răspuns sau... S-a părut mie că a tras cu ochi un pic. Deci ăsta e doar pentru astăzi. De mâine are revenit la celălalt. Prințesa Denisa, de bună voie și nesilită de nimeni, îl iei în căsătorie pe Sebastian, ca acum 11 ani. Da, și ca acum un an, și ca acum 2 ani. Nu putem decât să considerăm că sunt îndeplinite condițiile cerute de legea, de ziua, și de Dragobete. De tradiție, da. De tradiție, de această ie deosebită. Și ca atare, vă declar căsătorie. Felicitări! Și iată că mai avem un cuplu de îndrăgostiți. Da, prințesă. Uite, vreau să schimbați locurile invers, așa. Nu, mersi, pot să stau și aici. Vreau să mă schimb. Asta era intenția. Asta era intenția. Bălaie, cornamente, capăvreurile mele. Alin Șanca, de unde veniți? Oradea. Din Oradea. O, din cetatea produsă de domnul Molojan. Exact. Și ne bucurăm că ați ales să vizitați în această zi deosebită Castelul Corvinilor. Și bănuiesc că ați venit să vizitați și castelul și ați văzut și de faptul că noi oficiem căsătorile pentru o zi. Ne dragobete. Foarte bine. Foarte bine. Și atunci l-aș întreba pe prințul Alin, de bună voie și nesilit de nimeni. O ei căsătorie la o distanță atât de mare de Oradea, în cetatea Corvinilor, pe prințesa Anca? Da. Hotărât? Da. Și prima dată, și a doua dată. Am înțeles. Ei, atunci, prințesa Anca, sunt convins că îl iei căsătorie pe prințul Alin și atunci și acum. Da? Da. Da. Considerăm că pentru căsătoria de o zi sunt îndeplinite condițiile, îi declarăm căsătoriți și felicităm. Ce pitica, nu? Bucură că ați participat la pitica voastră scenetă. Felicitări! De unde veniți? Din Sibiu. Din Sibiu, amândoi din Sibiu. Iată că după cetatea Oradei, am ajuns și la cetatea din Sibiu. Prințesa s-a dat din asta, a stat pe pod la minus 15 grade și m-am pălat la urmă de
Cred că o confund. Exact. Și eu nu am pus-o confund. Chiar din Sibiu este bun. Da, 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 din Sibiu este bun, nu de unde ești din Sibiu? Chiar din Sibiu? Da, de la Rușinari. Da. Mai am de 5.000 de prădași da. Acolo. De la Columbar. Hei, haideți să vedem ce zice Prințul Paul. De bună voie și întrebat de mine. Și nu doar de mine. E în căsătorie pe prințesa Roxana? Da. Aici scrie Roxy. Roxana. E aceeași, da? E ok. Prințesa Roxana, de bună voie și nesilită de nimeni. Nici măcar de frigul de afară. E în căsătorie pe Prințul Paul? Ați hotărât că astăzi, și hotărâm împreună, în ziua de dragobete, să vă unim destinele pentru o zi. Și ne bucurăm că ați ales să vizitați Castelul Corvinilor în această zi deosebită. Sper că în timp o să țineți minte acest loc și prin faptul că ați fost căsătoriți pentru o zi la Castelul Corvinilor. Felicitări! De bună voie și nesilit de nimeni. Iei căsătorie pe prințesa Emiliana? Da. Ok. Mă întreb o dată. Prințesa Emiliana, de bună voie și nesilită de nimeni, iei căsătorie pe prințul Radu? Da. 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 De tineri atât de frumoși și de fericiți într-o zi deosebită de dragobete, venind să se căsătorească. Pentru o zi este adevărat, cine știe ce va urma, tocmai la Castelul Corvinilor, hotărâm ca astăzi, în ziua de dragobete, să vă unim destinele pentru o zi. Vă declar căsătoriți pentru o zi și felicitări! Bravo! Aplaudăm și... Da, da, da. 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 Da
emoție și nu doar pentru mine, ci și pentru tinerii care au ales să viziteze Castelul Corvinilor în scopul de a se căsători pentru o zi. Sigur, surprinde uneori faptul că noi oficiem aceste căsătorii pentru o zi de dragobete și nu o facem în stilul american de ziua îndrăgostiților, dar căutăm să scoatem în evidență faptul că avem și noi românii sărbători foarte frumoase și pe gustul tinerilor. Am văzut că nu doar nu ne doresc cei atrași de castel, ci de căsătorile de Da, chiar spuneam, am avut de la Seghe din Ungaria și până în Portugalia, din Pitești, Sibiu, Oradea, din toate zonele țării, a rămas puțin surprins pentru că sunt foarte, foarte mulți, deci peste 25 de cupluri la un moment dat, cred că am epuizat acele certificate de căsătorie pentru o zi. Iar ei au luat această mică scenetă a noastră foarte, foarte mult în serios. Deci, efectiv, erau atenți cum să spună Dau, să spună cât mai apăsat și să asculte cât mai mult, să dureze cât mai mult ceea ce urma să le spună la căsătoria de probă. Teatro.